Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la raportul zilei. Vă prezentam vineri un caz incredibil la Motru. O avocată de acolo, așa zisă avocată, o avocată falsă, a reușit timp de 8 ani să păcălească pe toată lumea că reprezintă o casă de avocatură din județul Olt. Cel care a descoperit toată această chestiune este avocatul Lucrețiu Miron Ghejiu, care este și în această seară alături de noi. Bună seara și bine ați venit, domnule avocat! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Mulțumim că ați acceptat invitația și așadar v-aș ruga să ne spuneți mai exact cum s-a descoperit toată această chestiune, pentru că, repet, este o situație incredibilă. 8 ani, un avocat să păcălească pe ceilalți oameni care fac legea în țara asta, este o situație incredibilă, așa cum spuneam. Eu mi-am pus un semn de întrebare în momentul când am fost adversar cu această doamnă avocat și am depistat că pe o împuternicire avocațială, în loc de ștampila avocatei din dosarul respectiv, apărea o altă ștampilă, respectiva doamnei Nina Pascu, avocat înscris în baroul Olt. Făcând anumite cercetări și intrând pe site-ul CSM la instituții partenere, există tabloul tuturor avocaților din Uniunea Națională a Barourilor din România și căutând-o, nu mi-a dat niciun rezultat. M-am căutat pe mine, apăream. L-am căutat pe domnul decan Florin Homescu, apărea. Am căutat mai mulți colegi avocați din toată țara asta și existau. Numai doamna Rodica Vârtosu nu era înscrisă în acest tablou. Am făcut verificări proprii și pe site-ul baroului Olt și depistând faptul că nu este nici pe site-ul baroului Olt, am rugat conducerea baroului Gor să adreseze o adresă către baroul Olt prin care să se solicite și să ni se comunice dacă Vârtosul Rodica face parte sau nu face parte din acest barou. Ni s-a comunicat faptul că nu a făcut și nu face parte din baroul Olt și, mai mult decât atât, nu are contract de colaborare cu această Pascu Nina. Văzând acest lucru, am invocat excepția lipsei calității de reprezentant a doamnei Vârtosu la judecătoria Motru. Și de aici a pornit toată această problemă și situație. Dumneavoastră aveți în fața adresa baroului Gorj și răspunsul baroului Olt. Am aici adresa baroului Gorj către baroul Olt. Dacă se poate, colegii din regie, să facă un prim plan pe acestea. Răspunsul este cât se poate de clar al celor de la baroul Olt către baroul Gorj. Nu există nicăieri această doamnă Rodica Vârtosu. Dar în urmă cu cât timp ați demonstrat, ați descoperit dumneavoastră această... Ați ajuns să aveți suspiciuni? În urmă cu 2 săptămâni. În momentul... Deci foarte repede s-a rezolvat toată chestiunea și foarte repede ați demonstrat faptul că nu există nicio Vârtosu Rodica în rândul avocaților acreditați, sau cum se cheamă ei. În rândul avocaților care fac, care au dat un examen și au intrat în avocatură în mod legal în Uniunea Barourilor din România. Și mi s-a părut foarte, foarte ne la locul lui faptul că o persoană, atâta timp, pentru că eu o cunosc din momentul în care am intrat eu în avocatură, acum 9 ani jumate, că atâta timp nimeni nu și-a pus un semn de întrebare. Este adevărat faptul că ea își exercita profesia în baroul Gorj, pe teritoriul baroului Gorj, și spunea că face parte din baroul Olt. Noi, avocații, am crezut-o pe cuvânt, exact, să spunem așa, și până am solicitat anumite lămuriri eu. Pentru că mie mi se pare că un avocat trebuie să facă anumite cercetări și cu privire la colegul lui și mie mi este mult mai ușor să susțin o cauză dacă nu am un avocat lângă mine decât dacă am un avocat și să-mi pună
să-mi pună piedici. Am înțeles. Așteptăm și mesajele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă ați ajuns, dacă ați intrat în contact cu această Rodica Vârtosu, dacă ați fost reprezentați în vreun dosar, susținuți în vreun dosar de această persoană și până la urmă ce părere aveți că iată un om care, așa cum spuneam mai devreme, ar trebui să apere legea, este cel care își înșală colegii și înșală, cu alte cuvinte, legea. Sigur că aici apare și un mare semn de întrebare. Cine o susținea pe această Rodica Vârtosu să ajungă în poziția pe care o ocupa? Pentru că presupun că de capul domniei sale, doar că de la sine putere, nu. Și cum de s-a ajuns să aibă legătură cu acea casă de avocatură Nina Pascu? Pentru că aici lucrurile se complică. Nu știu, probabil că este și o anchetă care își va urma cursul. Nu este totuși chiar de ușor, deși doamna Nina Pascu, ați vorbit, la un moment dat colegii mei din presă au vorbit cu Nina Pascu și a negat, sigur, a negat că nu este nicio legătură între casa pe domniei sale de avocatură și această falsă avocată din Gorj. În primul rând, nu este o casă de avocatură, este un cabinet individual de avocat. În al doilea rând, doamna Nina Pascu, din punctul meu de vedere, și acesta este un punct propriu și personal, cunoștea despre această practică a doamnei Vârtosu. Pentru că în mai multe dosare, eu personal le-am văzut pe amândouă stând pe banca avocaților una lângă alta. Mai mult decât atât. Doamna Rodica Vârtosu în anumite dosare a și substituit-o pe doamna Pascu. Deci nu se poate spune că doamna Pascu nu avea cunoștință despre exercitarea profesiei de avocat de către doamna Vârtosu. Conform legii avocaturii, la intrarea în avocatură se depune un jurământ. Jurământ care sună în felul următor: jur să apăr Constituția și legile țării și drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanilor. Dacă doamna Vârtosu nu a depus acest jurământ când a intrat în avocatură, nu mi-explic cum poate să apere interesele și libertățile unei persoane. Jurământul se termină cu o frază în care se spune: așa să-mi ajute Dumnezeu. Noi apărăm libertățile și drepturile fundamentale ale omului. S-a pronunțat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Botra contra României și a spus, s-a reținut în acea cauză, că noi, prin noi și prin noi, se promovează justiția însăși. Deci, acest serviciu este de interes public și trebuie exercitat doar de persoane care au intrat în mod legal în profesia de avocat și își exercită profesia cu demnitate. În cazul de față, consider că ar trebui să se facă aplicațiunea articolului 26 raportat la articolul 21 din Codul Penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii, în speță profesia de avocat, și pedeapsa este prevăzută în Codul Penal. Dar acesta este un punct de vedere personal și în continuare o să las organele abilitate să-și facă datoria. Da, așa este, evident că în acest caz s-a dat drumul și la o anchetă. Doamna Rodica Vârtosu este căutată în momentul de față pentru că a dispărut efectiv, nu este de negăsit, nimeni nu mai știe pe unde și face veacul. Probabil că atunci când va reapărea în decor, va suporta rigorile legii, altfel nu are nimeni ce să facă pentru că a dispărut efectiv. Acest lucru nu vi-l pot spune ce se va întâmpla cu doamna Rodica Vârtosu, pentru că urmează ca Baroul Gorj să facă o plângere penală pentru infracțiunea de exercitare a profesiei fără drept. Din acest, văzând actele pe care vi le-am prezentat, și mai mult decât atât, eu am căutat-o și pe site-ul Finanțelor. Dacă are deschis un cabinet de avocatură și înființat la Finanțe. Nu există. Este problema dacă tăia chitanțe
și le declara undeva, pentru că ar fi și o evaziune fiscală sau mai mult decât atât. Păi și atunci ce făcea? Lua banii, nu tăia chitanță, nu nimic? Cum se întâmpla? Că e foarte greu. Vedeți, lucrurile se complică și abia așteptăm să vedem cine urmează după doamna Rodica Vârtosu, pentru că, iată, sunt convinsă că nu este doar o persoană implicată. Domnia asta trebuia să aibă susținere și vreau să vă întreb, până să nu discutăm neapărat ce înseamnă acel articol cu trimitere la nu știu care articol, ce consecințe are, vreau să vă întreb ce înseamnă de fapt să practici meseria de avocat. Nu trebuie doar așadar să ai facultatea de drept, urmate cursurile facultății de drept, trebuie să parcurgi și alte etape. Așadar, doamna Vârtosu Rodica avea această facultate Sigur de drept. Că... Deci nu era Sigur. O problemă din punctul acesta de vedere, însă cât de greu i-ar fi fost Ninei Pascu să-i, nu știu, să-i acorde acel drept de de a reprezenta cabinetul domniei sale de avocatură. Dreptul de a reprezenta și de a fi avocat în Uniunea Barourilor din România se dobândește în urma unui examen. Care examen se organizează pe centre INPPA de către Uniune? Aceste examene trebuie trecute și promovate, iar după aceste examene urmează o perioadă de 2 ani de zile în care se face stagiatura de orice avocat care nu a lucrat 5 ani de zile în urmă în altă profesie, judecător, jurist și așa mai departe. Sunt anumite rigori, sunt anumiți pași care trebuie urmați. Se dă un examen la terminarea stagiaturii de avocat definitiv, care trebuie promovat. Dacă acest examen nu se promovează, calitatea de avocat încetează. Nu putea doamna Pascu Nina să-i confere ea calitatea de avocat. Calitatea de avocat se conferă de către Uniunea Barourilor din România în momentul în care se validează examenul de intrare în profesie. Tot ce s-a făcut aici, și este punctul meu personal, este o rezoluție care s-a luat, să nu spun infracțională, care s-a luat de doamna Pascu Nina și de doamna Vârtosu, încercând să eludeze legea. Nu-mi explic cum o doamnă avocat, care este și profesor, din câte am înțeles, la Universitatea din Craiova, a putut face așa ceva, dacă s-a făcut cu consimțământul dumneai. Dacă nu s-a făcut cu consimțământul dumneai și s-au sustras acele delegații, sau ștampila i s-a sustras, asta este altă problemă și doamna Nina Pascu are la îndemână alte mijloace prin care se demonstreze infracțiunea săvârșită de doamna Vârtosu, de sustragere, de înscrisuri oficiale și așa mai departe. Cine se ocupă de anchetarea acestui caz? În momentul de față, dacă se va face plângere penală sau se va autosesiza parchetul, în momentul de față parchetul de pe lângă judecătoria Motru. Pentru că doamna Vârtosu nu are calitate de avocat. Dacă ar fi avut calitatea de avocat, competent era parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Dar... Așadar, este o infracțiune comisă de un simplu cetățean care Sigur. Nu avea nicio calitate și care da. Nu va ajunge mai departe de... Deocamdată nu va ajunge parchetul de pe lângă judecătoria Motru. Sigur că da, cu toate căile de atac prevăzute de lege. Vorbeați despre acele articole pe care doamna Vârtosu Rodica le-ar fi încălcat. Care este pedeapsa care este prevăzută în acele articole de lege? Dacă mi-aduc bine aminte, pedeapsa prevăzută pentru exercitarea profesiei fără drept este de la o lună la un an. Este o pedeapsă mică, dar... aici, în cazul de față, cred că se conturează și alte infracțiuni. Și cred că va exista un concurs de infracțiuni, iar în cazul concursului de infracțiuni se va aplica și se va executa pedeapsa cea mai mare aplicată. Da, sigur că, bun, acum noi
ne gândim la tot felul de chestiuni, la ipoteze, da? Poate că doamna Vârtosu avea și susținerea celor de la Motru atâta timp. De ce dumneavoastră, după atâția ani, sunteți cel care a observat chestiunea asta? Probabil că de fiecare dată doamna Vârtosu, când ștampila acolo niște documente, o făcea cu aceeași ștampilă cu care a făcut-o și acum. Iată că abia acum dumneavoastră vi s-a părut suspect modul în care doamna Vârtosu procedează. Nu știu, mă gândesc că atunci când un avocat se duce în instanță, da, trebuie să dovedească cumva faptul că are dreptul să exercite această meserie. Altfel, și eu dacă mă duc, da, iau o ștampilă de pe nu știu unde și spun că sunt trimis la dumneavoastră, mă duc și reprezint pe oricine într-o sală de judecată? Calitatea avocat? De avocat se dovedește cu împuternicire avocațială. Atâta timp cât la dosarul cauzei exista o împuternicire avocațială în care era împuternicită doamna Vârtosu, Se elimină suspiciunea. Nu pot să mă gândesc atât de departe și să susțin anumite ipoteze care nu cred că își au locul aici. Și nu cred că s-a făcut așa ceva Motru, deoarece eu am avut dosare la judecătoria Motru și judecătorii și instanța Motru este foarte exigentă cu aceste manifestări ale avocaților și cred că anumiți colegi dintre noi, având în vedere că toți sunt din Motru și așa, au trecut cu vederea aceste lucruri și au trecut cu vederea neobservând. Neobservând aceste lucruri. Neobservând. Ar fi știut și ar fi zis. Nu, am înțeles. Nu. Neobservând aceste lucruri, au considerat că... De bună credință. Doamna Vârtosu. Sigur că da. Și nu a invocat excepția pe care o am invocat. Acest lucru a dus la faptul că 8 ani de zile s-a tergiversat. Iar judecătorul nu s-a pronunțat cu privire la calitatea doamnei Vârtosu atâta timp cât nu a fost invocată de nimeni. Da, așa este. Bine că măcar acum s-a demonstrat acest lucru. Doamna Vârtosu cum era ca și avocat? Pleda bine? Cum se manifesta în sala de judecată? Dacă stau bine să mă gândesc și punând lucrurile cap la cap, era o persoană care nu ieșea în evidență cu nimic. Nici nu-și permitea acest lux. De multe ori i-am cerut personal, când dumneaei a fost adversar cu un avocat din acel barou constituțional, să invoce excepția lipsei calității de reprezentant acelui avocat. Și nu a făcut-o. Acum, stând bine și gândindu-mă, nu a făcut-o pentru că știa că este în această situație. Și eu am fost de bună credință până în momentul în care a fost adversar cu mine. Și eu am o vorbă și l-am spus-o tuturor colegilor. Suntem prieteni până în sala de judecată. În sala de judecată nu cunosc pe nimeni. Da, bun, asta probabil că ar trebui ca să fie aplicată de către toți avocații, de către toți judecătorii și mai departe, pentru că așa este normal, trebuie să se uită prieteniile și orice fel de relație acolo atunci când se ajunge în sala de judecată. Nenorocirea face că sunt persoane care probabil au avut de suferit din cauza acestui lucru și acestei înșelăciuni care a fost comisă de doamna Vârtosu Rodica. Așadar, sunt dosare care probabil vor trebui rejudecate sau care este procedura într-un astfel de caz. Pe lipsa de apărare se poate exercita o cale extraordinară de atac, acea a revizuirii sau a contestației în anulare. În dosarele care sunt în penal definitive, în civil, în momentul de față, definitive,
pentru că s-a scos irevocabil din noul cod de procedură civilă. Tot au la îndemână această cale extraordinară de atac, a contestației în anulare sau a revizuirii. Dar este... Care este diferența între una și care este diferența între cealaltă? Sunt motive diferite de invocate și aici vorbim, de exemplu, de contestația în anulare prevăzută de codul de procedură civilă în articolul 317 și 318, care prevede în 317 citarea nelegală a unei părți din dosar sau nelegala compunerea completului de judecată sau nepronunțarea asupra unui motiv de recurs și în cazul revizuirii sunt, dacă nu mă înșel, 9 sau 10 puncte în articolul 322 din codul de procedură civilă. În cauze penale este la fel contestația în anulare și revizuirea, dar cauzele sunt mult mai puține la număr. Acest lucru se poate spune pe fiecare dosar în parte și pe fiecare speță în parte. Nu pot să explic aici toată procedura revizuirii sau contestației în anulare. Dar dacă s-au simțit lezați anumite persoane și, de exemplu, să spunem, a depus la dosarul cauzei o chitanță pentru care ea n-a plătit niciodată impozite la stat și taxele, cum se plătesc, scote la barou la 16% la finanțe și 5,5% la Casa de Asigurări de Sănătate și partea ei a câștigat dosarul, iar părâtul a trebuit să îi returneze onorariul doamnei Vârtosu, consider că ar trebui să facă o acțiune prin care să solicite această sumă, restituirea banilor, deoarece doamna Vârtosu, bun, este un onorariu, dar este un onorariu atâta timp cât din acel onorariu se plătesc anumite taxe, impozite și așa mai departe. Dacă nu se plătește nimic, problema este a dumneaei și a clientului dumneaei. Nu trebuie plătit de partea adversă care, până la urmă, nu are nicio vină că doamna Vârtosu nu și-a plătit cotele. Da, așa este. Așadar, cei care vor să facă contestația nu sunt doar cei care au primit, nu știu, pedepse cu închisoarea sau de acest gen. Nu, toți cei reprezentați de doamna Vârtosu pot ca să solicite revizuirea sau prin contestație în anulare, desființarea deciziei pronunțate în care doamna Vârtosu a fost avocat. Conform articolului 26 alineatul 3 din legea 51/95 republicată și modificată, toate actele făcute de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat sunt nule. În regulă, dar și ceilalți poți, domnule avocat, înseamnă că și ceilalți care nu au fost reprezentați de doamna Vârtosu, dar care au pierdut, pot ca să ceară anularea unei sentințe. Asta am spus când am dat exemplu cu chitanța, cu onorariul de avocat. Aici sunt mai multe probleme. Deși se poate aplica, nu doar cei care au pierdut în instanță, reprezentați de un avocat care nu avea această calitate, ci și ceilalți pot să solicite acest lucru. Și ceilalți, ceilalți cetățeni care au fost vătămați în drepturile lor de această persoană, Rodica Vârtosu. Dar, după cum am spus, fiecare speță are particularitățile. Evident. Fiecare dosar trebuie studiat cap-coadă. Pentru că se poate ca doamna Vârtosu a reprezentând la motru o persoană, în recurs, să nu-l mai fi reprezentat ea, ci un avocat care face parte din barugul. Deci atunci nu în această situație, din punctul meu de vedere, n-ar mai intra pentru că asistența juridică în calea de atac ordinară sau extraordinară a fost adecvată și exercitată de un avocat care a dobândit calitatea de avocat
conform legii 51. Mai există o altă situație. Spre exemplu, dacă o persoană reprezentată de doamna Rodica Vârtosu a ajuns ulterior să facă, nu știu, pușcărie, iar dacă se va rejudeca acest caz, va fi pusă în libertate. Sigur că e un exemplu, nu știu, mult prea departe merg, însă așa cum extraordinar a fost ca o persoană să păcălească 8 ani pe toată lumea, poate că există și această situație incredibilă și iată că cineva va trebui să-i... Acest lucru nu vi-l pot spune ce se poate întâmpla, pentru că rămâne la latitudinea judecătorului, analizând probele de la dosar, să pronunțe o sentință sau o decizie. Nu vă pot spune exact ce se poate întâmpla, dar, și acum să mă scuzați, dar am un lapsus și nu pot să vă dau exact numele celui care a câștigat la CEDO împotriva României, într-un dosar penal, avocatul a pus concluzii de lăsare la aprecierea instanței. Iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România pentru ineficiența apărării. În cazul de față era avocat înscris, dar nu a pus concluzii pertinente pentru susținerea intereselor clientului. Iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului ne-a sancționat. Dacă mi-aduc bine aminte, dacă greșesc, o să mă corectez și o să vă trimit un comunicat de presă. Spuneți-mi, care, trecând mai departe, timpul este foarte scurt, vreau să vă întreb care este situația cu baroul în general. Este o chestiune problematică și aici. Este o problemă pe care de mulți ani am adus-o la cunoștința baroului Gorj și baroul Gorj a întreprins toate măsurile necesare, formulând plângeri penale, am făcut și un protest în acest sens. Aceeași problemă cu persoane care nu au dobândit calitatea de avocat sunt și cu, sunt cu privire la cele din baroul constituțional, în care nu au dobândit calitatea de avocat în baza legii 51, președintele, așa zise, Uniunea Națională a Barourilor din România este Bota Pompiliu și a fost condamnat 6 luni de zile cu suspendare pentru exercitarea fără drept a unei profesii și este acea situație. Nu știu dacă ar trebui să nu punem semnul egalității între persoane care nu au dobândit calitatea și persoane care fac parte din barou constituțional, pentru că ele zic că fac parte dintr-un barou legal constituit. În acest sens se va pronunța și parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, pentru că noi am formulat plângeri împotriva acestor persoane și așteptăm să vedem cum se soluționează. Mai departe, rămâne la latitudinea organelor de urmărire penală să se pronunțe cu privire la existența vinovăției și a faptei de exercitare a profesiei de avocat, iar în cazul în care se va demonstra că și doamna Pascu Nina a fost complice sau coautor la fapta de exercitare a profesiei fără drept, se va înainta dosarul către competentă soluționare parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, doamna Nina Pascu, având calitatea de avocat. Iar cu privire la cei din baroul constituțional, se va pronunța parchetul. Am înțeles, adică rămâne la Gorj să se judecă această chestiune, nu ia, nu știu, calea Craiovei sau Bucureștiului, pentru că este o chestiune destul de importantă care ține de, nu știu, e greu de deliberat, nu că cei de la Gorj nu ar fi competenți, ci că nu. Competența, judecă la o altă instanță. Competența este dată de calitatea persoanei în cazul de față.
calitatea persoanei în cazul doamnei Rodica și a doamnei Pascu este dată de calitatea doamnei Pascu de avocat. În cazul baroului constituțional nu este dată de calitatea unei persoane, pentru că nu au calitatea de avocat. Da. Dacă am trimite cauza la parchetul de pe lângă curte, ar însemna ca le recunoașteți calitatea. Păi cum se pot autointitula avocat sau cum? Care e situația? Că e foarte complicat aici. Adică noi spunem că suntem avocați, dar nu suntem. Și noi spunem asta în gura mare, nu facem ca Rodica Vârtosu. Domnul Bota Pompiliu, care, după cum am spus, este condamnat, la judecătoria Târgu Jiu, acum mulți ani, în 2004, a înființat un ONG și o filială Bălești a acestui ONG, care avea dreptul să înființeze notariate și barouri. Notariatele nu le-a putut înființa pentru că sunt sub tutela Ministerului de Justiție, dacă nu mă înșel. A înființat barouri. Și de la el putere a spus: barourile înființate de mine sunt de interes public. Barourile sunt declarate de interes public prin lege. Și el, arogându-și calitatea de președinte al acestei uniuni înființate de el printr-un ONG, a conferit calitatea de avocat mai multor persoane. Și sunt și în gol și nenumărate persoane. Bun, aceste persoane riscă să ajungă, precum doamna Rodica Vârtosu, adică în acea situație, ca să se demonstreze ulterior că cei reprezentați nu au avut susținere sau cum? Unui avocat în adevăratul sens al cuvântului? Sau se poate ajunge la această situație dacă se va demonstra că cei despre care vorbiți dumneavoastră nu sunt avocați? Sigur că da, se poate ajunge și în situația asta. În primul rând, pot fi condamnați pentru pentru exercitarea fără drept ai profesiei de avocat, da. Și mai departe cu consecințele următoare. Mulțumesc mult, domnule avocat. Vă mulțumesc și eu. O seară bună să aveți. De asemenea, mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă doresc o seară minunată. Ne revedem mâine. Toate cele bune.